La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc partidele din cadrul etapei a 14-a campionatului național de volei masculin. În primul meci din acest an, Știința Explorer Baia Mare a primit vizita liderului Steaua București. Echipa antrenată de Marius Botea și Sorin Pop a dat totul pe teren, însă nu a reușit să facă față echipei din capitală, una din principalele candidate la titlul național. În partida disputată în polivalenta băimăreană, steliștii s-au impus fără probleme în primele două seturi pe care le-au adjudecat cu același scor, 25-17. Setul cu numărul 3 a fost unul mult mai disputat, cu multe răsturnări de scor, însă victoria a revenit tot echipei din capitală, scor 25-23. Steaua se impune în final cu 3-0 și își consolidează astfel poziția de lider în divizia A1. De cealaltă parte, Explorer începe anul cu o înfrângere și se menține pe poziția a 9-a clasamentului. Pentru băimăreni a debutat liberoul Mihai Popovici, jucător transferat în această iarnă. El a avut o evoluție bună, reușind un procentaj de 47% la preluare. Tot în cadrul etapei a 14-a, Clubul Sportiv Școlar numărul 2 din Baia Mare a întâlnit pe teren propriu o altă echipă din capitală, CSM București. Băimărenii au cedat cu 3-0 după ce au fost învinși la seturi cu 25-15, 25-19 și 25-11. CSS2 rămâne astfel penultima în divizia A1 cu doar 7 puncte acumulate. În runda următoare a campionatului, CSS2 va juca pe teren propriu cu ultima clasată, CSU Timișoara, iar Explorări va debuta la Craiova pentru duelul cu vicecampioana României. Ambele partide vor avea loc sâmbătă, 20 ianuarie.